sunt redacți așa, pe rândul de margine. E vorba doar de zaharoză sau se implic și alte tipuri de glicide, dar fructoza, înceapă cineva referitor la zahăr. Este un principiu în dietoterapia naturistă să folosim alimentul integral. Teoria este mult mai lungă, n-avem noi timp să o dezbatem acum. Un aliment folosit integral sau o plantă folosită integral pentru tratarea unei boli nu dezvoltă niciodată reacții adverse pentru că ingredientele din ea, substanțele din ea, se tamponează reciproc. Dacă scoatem dintr-un context, să zicem, dacă scoatem din simpitum officinalis, din tătăneasă, glicozida A, ea are efect cancerigen. Dacă scoatem glicozidul al cincilea, el are efect anticancer. Dacă scoatem zaharoza din sfeclă, ea nu mai este în contextul sfeclei, ca la creație, că Dumnezeu n-a făcut zahărul, a făcut sfecla. Adam n-a mâncat zahăr în rai. Nu știu, poți fi mâncat sfeclă, dar zahăr în niciun caz. Da? Și nici benzoa de sodiu. Și nici Coca-Cola, și nici nimic din toate astea. Poate miere. Așa. Deci, singurele glucide integrale care vin în corpul omului și naturale, în natură sunt doar două. Mierea și fructele. Da? Aceeași explicație este și pe... întrebarea este... Și asta chiar poate aș ruga pe doamna care a pus întrebarea să ne spună. De ce vreți fructoză, de exemplu? Eu nu înțeleg de ce vreți fructoză, în loc de zaharoză. Eu v-am dovedit că zaharoza nu-i bună și acum am vrut să vreți fructoză. Deci, o altă componentă din integrala respectivă. De ce? Hai să vedem. Poate deci nu e doamnă, e domn. Vă rog. Fructoza, pentru că ea se găsește în miere, în fructe, cum ați spus. Toate deci, se găsește. Deci fructoza nu e ceva sintetic, ea se găsește în natură. Dar și zaharoza se găsește în natură. Partea rea este că e scoasă din context. Încă o dată. Deci aș vrea să înțelegem acest... Deci eu nu știu fructoza să se sintetizeze. Înțelegeți? Deci ea ca atare. Ea se găsește în miere, în fructe. Acidul cianhidric se găsește în sâmburii de migdale. Dar dacă îl iau de acolo, din natură, și dau unui om o cantitate un pic mai mare, îl chemăm pe părintele să-i facă prohodul. E natural. Acidul cianhidric e chiar natural. Dar e scos din context. Dacă un om mănâncă 10, 20, 30 de sâmburi de migdale, nu pățește absolut nimic. Dacă scoatem însă acidul cianhidric din el, e mortal. Așa mai departe. Da. Este o diferență între sarea iodată și sarea iodurată? Nu. Nu știu să fie. E un termen care unii folosesc așa. Aici știu că ați mai avut interpretarea asta cu sarea și cu... Da, am avut. Găsiți înregistrat pe domnul doctor. Cu partea asta, eu am o întrebare că am văzut chiar de curând pe un pic de sare neiodată, a nu se consuma, nu se folosi pentru consum uman. Și am rămas așa. Era pentru... Panificație. Și nici panificație. Asta e legea în România. Nu ai voie să folosești pentru pâine decât sare iodată. O să dau o explicație. E un truc folosit de producători ca să nu aibă probleme cu legea. Da. Cu legea, da. Dar să consum. Sare este absolut în regulă. Deci, atunci, da? Deci este un truc să nu le vină controlul și să le închidă afacerea. Ea este neiodată. Mergeți la Pride, de exemplu, și vedeți acolo sunt, nu știu, câteva zeci de prăvălii cu sare. Și pe toate scrie așa. Sare industrială. Toată lumea consumă, îl cumpără de acolo și mănâncă. Și n-a murit nimeni. Da. Demole. Da. Ciudate. Care ce este natural,
Acum și sarea are același aglomerat în el când e tratată. Deci există sare tratată și sare netratată. Ferocianura de potas, da. Da. Aceea este periculoasă? Toate cărțile spun că nu e periculoasă. Dar cam așa s-a început cu toți aditivii. Nu e periculos, e foarte bun și după vreo 10 ani, ca la Ariel acolo. Acest detergent nu e ca cel dinainte. Și cam așa e tot. Deci ce sare să consumăm? Deci ca să consumăm? Fără eu. Și unde o găsim? Că am fost la Cacica și am întrebat de sare neiorată. Ce unde te-am găsit cu sare neiorată? Păi nu, există. Aici, după scandalurile care au fost atunci și, mă rog, la care am pus și umărul un pic, spune că la farurile, magazinele naturiste pot desface și sare naturală fără iod suplimentar. Numai că, în practică, nu prea se întâmplă așa, din cauza că un plafar, dacă vinde o traistă de suplimente nutritive, câștigă la ele cam tot atâta cât câștigă la două camioane de sare. Pentru că sarea este ieftină, trebuie să iei oameni la descărcat, la încărcat, să trimite un camion, la Pride, etc. Și atunci se lipsesc. Dar mai sunt, totuși, magazine naturiste care au. Dacă e o sare la Samovita, se numește sarea Baciului. Foarte bună, fără steroșiatură și fără iod. Da, sigur. Și la naturale avem. Și noi avem tot ce am avut acești 15 ani. Păi e bună dacă nu este cu iod suplimentar. S-a lămurit cu sarea? Mai sunt întrebări? Mergem mai departe. Dureri balonare intestinală, cum se poate trata? Remedii. Nu se poate spune așa. Depinde de cauza. Depinde de... Da. Vreți să rămâneți cu pacient? Nu, dar trebuie discutat de la caz la caz. Da. Ce ne puteți spune despre clinica Nera? În ce stadiu se află? Cum putem ajuta? Putem face voluntariat? Binevenit. Da, mulțumim pentru întrebare. În toată lumea, cancerul este tratat prin chirurgie, chimioterapie și radioterapie și recuperare oncologică. În România, recuperarea oncologică nu există. În noțiunea de recuperare oncologică intră psihoterapia, dietoterapia cancerului, mișcarea fizică, stilul de viață, niște lucruri simple care se leagă oarecum de ce am vorbit astăzi, numai că nu există. În clinicile de oncologie din București, Cluj, Iași, etc., există un psiholog la 4-500 de patru. Deci e clar că nu poate să facă față. E așa, de ornament ceva. Și cum în Occident această problemă este rezolvată mult mai bine, mult mai bine, noi ne-am gândit să facem să apară și în România o clinică de recuperare oncologică. Am accesat un fond european, l-am câștigat, însă partea care trebuie să o punem noi în fundația noastră este destul de mare, spre 2 milioane de euro. Și acest lucru nu este ușor. Deci noi avem 2 ani de când muncim la proiectul acesta și ne apropiem de deadline-ul respectiv, la anul, în august, și n-am reușit să adunăm decât 1 milion de euro până acum, motiv pentru care trebuie să recurgem la un credit, la un împrumut bancar, ca să terminăm clinica. Nu știu cum să... Mai bine nu comentez această situație, dar e bine să o știm, să știm așa cam cum suntem noi. A apărut Dan Puric anul trecut în seara de Paști și a pledat 2 ore pentru clinica Nera, împreună cu directorul postului de televiziune și s-au adunat pe SMS 20.000 de euro în condițiile în care rating-ul arăta că l-au privit 280.000 de oameni, aproape 300.000 de oameni. În România vă spuneam că 27%, aproape 30% din adulți sunt fumători. Ei consumă în fiecare zi cam 3 euro. Și fac și cancer, adică sunt viitorii clienți ai clinicii Nera, ca să zic așa.
dar nu s-au gândit la viitorul lor, așa, pentru că dacă numai fumătorii aceștia, dacă ar fi dat prețul pachetului pe o zi de fumat, din cele câteva zeci de mii câte le au la dispoziție într-o viață, am fi reușit să o terminăm mai repede. Așa, o terminăm cu un credit și sperăm să fie bine. Noi am sprijinit și sperăm să mai sprijinim ca asociație și facem un apel și la înțeleagă că nu sunt supărat pe poporul român, nu am nicio chestie critică, dar e bine să punem diagnosticul și al nostru și al poporului român, că până nu punem un diagnostic nu putem face tratamentul, special pentru părinte. Da. Există un studiu cu privire la factorul oncogen, utilizarea frecventă a telefonului mobil? Există sute de studii. Și altfel de radiații? Adică nu numai telefonia mobilă? Și altfel de radiații. Radiația electromagnetică, de-abia încoace a fost, pentru că ea e cea mai veche folosită în activitatea umană. Am avut un pacient, inginer, care a stat 8 ani sub un stâlp de înaltă tensiune ca să urmărească nu știu ce fenomene acolo. Așa. Și avea o cabină acolo. Și asta era jobul lui. Stătea sub un stâlp de înaltă tensiune. Și la un moment dat a văzut că pe o rază de vreo 10 metri în jurul stâlpului de înaltă tensiune iarba e mai mare decât în restul parcii. Și l-a dus gândul că va face un cancer pe care l-a și făcut. Un cancer de prostată. Dar sunt și studii. Asta e un caz, așa, o observație empirică. Dar sunt și multe studii și pe radiația radioactivă, și pe radiația electromagnetică, și pe radiația telefonului, care e de altă natură, microundele. Mai nou, n-au fost studii pe ultrascurte, dar mai nou au apărut timid niște studii făcute pe copii, pe feții, mai bine zis, la femeile care au mania asta a investigării foarte frecvente în timpul sarcinii. Atenție! Deci, femeile care vreți să concepeți un copil, nu vă folosește la nimic faptul că faceți ecografie lunar sau faceți de două ori în timpul sarcinii. O dată ca să vedeți la început că există sarcina și la sfârșit să vedeți dacă s-a produs întoarcerea copilului ca să puteți naște natural. Dacă sunteți din biserică și tot nu vreți să întrerupeți sarcina, la ce vă folosește să faceți și luna a doua, și a treia, și a patra, și a cincea, și a... să vedeți ochiul, degetul, fruntea, urechea, nasul, la ce vă folosește? Că dacă tot nu vreți să întrerupeți, numai așa, ca să dați niște bani sau ca să iradeți. Deci, au apărut studii timide legate de efectul ultrascurtelor asupra auzului copilului, viitorului copilului. Pâine, cartofi care conțin zahăr, putem consuma? Nu. Mierea e ok? Da, dar nu la cuptor. Și mierea în ceai, foarte fierbinte, da, sau da, tot. Da. Da. De la ce cantitate vorbim de abuz de carne? La adult, cam două zile pe săptămână, arată studiile, un om sănătos, dacă mănâncă două zile pe câmpă carne, nu pățește nimic din cauza cărnii. La un copil, în creștere, cam 3 zile, 4 zile, dar sunt multe, multe studii în lume. În lume sunt aproape 1 miliard de vegetarieni și copii care n-au mâncat carne de la nașterea lor niciodată și au cam aceeași speranță de viață sau chiar mai mare un pic, boli mai puține ceva decât ceilalți. Deci concepția aceasta că îi dau copilului carne să-l întăresc, să nu moară de foame, dar nu e, e românească. Nu avem nevoie de proteina animală? Există proteine mai puține, dar mult mai de calitate în pește, în ciuperci. În... E important să le completăm cum trebuie. Acum, luni, miercuri și vineri, e clar, ortodox, un religios, da, are perioada de post, plus perioadele de post în posturile mari și de peste ani. Influențează stresul factorul emoțional declanșarea cancerului? Sigur, cum și cât dăunează consumul de fructe și legume tratate cu chimicale?
E vorba de azot, de nucleul nitro de care am vorbit. Deci, tratamentul fructelor, cel puțin mere sau cele care sunt așa, sunt de două tipuri. Odată tratamentul al mărului și al fructului din livadă și apoi tratamentul pentru conservabilitate, da. Cum îl țin în cei care procesează industrial astfel de, sau se strice. Acel vestit speciale. Inițium insecticidul acela temut așa de care s-a scris mult, ăla are în el tot nucleul nitro. E plecat de la o substanță azotoasă. Acela era folosit pe partea de făină. Nu, dar insecticid. Insecticid. Legat de factorul de stres, factorul emoțional, așa, da. M-a interesat părerea dumneavoastră. Ați vorbit despre teoria doctorului Hammer. Da. Ce părere aveți dumneavoastră? Cred că e valabilă. De când am auzit și eu de teoria asta lui, nu cred că se întâlnește la 100% din cazuri. Pentru că există și alți factori oncogeni. Deci teoria aceasta lui Hammer e valabilă într-un număr de cazuri, dar acolo unde e chiar adevărată. Vă dau un singur exemplu. Eu nu îi cunosc foarte bine teoria, îi cunosc doar principiile, dar am o fostă studentă care chiar a făcut un curs pe tema asta și am trimis odată un pacient cu cancer de cap de pancreas. Și am sunat doctorița aceasta și mi-a zis așa, uite, domnul doctor, am deschis cartea lui Hammer, care spune așa, cancerul de cap de pancreas, uneori, el poate să apară și de la abuzul de carne, deoarece pancreasul secretă enzimele proteolitice care digeră carnea, poate să apară și la abuz de zahăr, pentru că secretă insulina și e forțat tot timpul pancreasul, și așa mai departe. De la abuzul de grăsimi, mai cu seamă, la abuzul de grăsimi, animale saturate, pentru că secretă enzimele lipolitice și așa mai departe. Dar în unele cazuri apare și datorită unui stres. Și Hammer a mers atât de departe încât a identificat specificitatea stresului. Și a deschis cartea lui Hammer și a zis așa, Hammer, ce spune? Cancerul de cap de pancreas apare la un om care a fost stresat de pierderea unei moșteniri. Punct. Deci, pentru noi, pentru semiologia generală sau chiar medicală, nu se învață așa ceva la... Ea a stat de vorbă cu bolnavul mai bine și a aflat că bolnavul a îngrijit o cumnată 10 ani paralizată, așa, cu tot ce presupune un bolnav căzut la pat, cu speranța că va moșteni averea ei. Dar cu 2 săptămâni înainte de moarte, bolnavul a dat-o unui alt cumnat. Și la câteva luni s-a declanșat și cancerul de pancreas. Legat de fructe, dacă fructele pe care le găsim în supermarket sunt toate probabil tratate și acum nu știu cum să le să determin care sunt tratate și care nu, ce ar trebui să fac să nu înțeleg? Adică să nu mănânc fructe, să... Unde să găsesc fructe fără nitrat? Foarte simplu, să nu le mâncați. Păi dacă legim vegetarian fără fructe? Da. Dumneavoastră a spus o problemă foarte grea. Am fost la o conferință la Brașov și când ne-am spus că benzoatul de sodiu este folosit numai în România, în băuturile răcoritoare din România, s-a ridicat o doamnă și s-a spus, vă rugăm frumos, scăpați-ne de Coca-Cola. Sigur, ce puteam eu să-i răspund? Cum să o scap? Eu n-am... Mă duc la patron să le iau de gât, ce să-i fac? Legi, nu pot să dau împotriva Coca-Cola. E o bătură liberă pe piață. Și le-am spus, zic, că asta nu pot, dar există o altă metodă mult mai simplă. Toți care sunteți în sală și după aceea toți români, timp de o lună, nu consumați Coca-Cola. Și patronul pleacă. E, asta e mai greu. Are părintele Tănase o glumă. S-au dus la el o familie cu mari probleme, nu știu, accidente, morți, ucideri, ceva greu în familie, de rezolvat, de cărți, procese. Și părintele, cum e un stâng glumeț așa, zice, am o soluție.
vă costă 100 de mii de euro. Ei pe loc au avut un dialog, eu fac rost de 20 de mii, tu 10 mii, 50 de mii, și a zis, părinte, să rezolvă. Părinte, da, da, am, zice, stați puțin, zice, am o soluție gratuită. Vă spovediți toți. A, nu, asta. Dacă celula canceroasă nu ascultă de nimeni, ce ar putea face omul căruia îi se pune acest diagnostic? Ei, sunt multe cazuri de vindecări miraculoase, sunt multe cazuri de prelungiri neașteptate. La ora actuală, statisticile în oncologie se fac pe așa numita rată de supraviețuitor, se calculează la 5 ani. Câți din bolnavii cu cancer de plămâni supraviețuiesc 5 ani? Câți supraviețuiesc 10 ani? Câți supraviețuiesc 20 ani? Deci aceste cifre se tot schimbă. Dar e un cercetător american care spune așa, în baza unei mari experiențe, profesorul David Spiegel, nimeni nu poate prezice cu exactitate cursul pe care un cancer îl va urma. Cancerul este o boală aproape de neînțeles. Și așa și este. De aceea și metodele terapeutice sunt foarte greu de evaluat. Acum, în ultimii ani, au început să apară studii care demonstrează că unele forme de cancer, ori tratate, ori netratate, tot atrăfesc. Adică există și o luptă a fiecărui organism în parte, prin metodele anticancer naturale, așa, dar trebuie să apelăm și la metodele convenționale și la cele neconvenționale. Și contează toate. De exemplu, unul din motivele pentru care noi am inițiat clinica NERA a fost faptul că am găsit studii care arată că la debutul cancerului stresul este mai mare decât înaintea morții. În momentul în care bolnavul află vestea, la aflarea veștii, atunci este un moment de răscruce foarte important. Dacă bolnavul este atunci tratat suportiv, psihologic, spiritual, etc., are șanse foarte mari să-și învingă boala. Ori acest lucru nu prea se întâmplă. În cabinetele de oncologie, datorită unei aglomerații groaznice de la ușă, 20-30 pe zi, nu face față un oncolog să așa să sprijine bolnavul și în planul psihologic, sigur. Încât e important să se apeleze. Deci o întrebare e similară cu cea dinainte. Cancerul fiind neascultare, care sunt condițiile, dar o citesc ca să nu revenind în ascultare, ca bolnavul să se vindece. Ascultare însemnând respectarea indicațiilor medicale, dar și a perceptelor creștine. Sigur, e tratamentul complex. Unii spun holistic, dar nu știm dacă vine de la cuvântul ăsta încetățenit, e impropriu, cel puțin în spațiul românesc ortodox, că poate să vină și de la întreg și de la sfânt. Deci, acum am văzut că și impropriază cuvântul de sacroterapie și yoghini, și baptiști, și noi înțelegem prin sacroterapie administrarea tainelor. Dar iar până la administrarea tainelor sunt multe etape care duc, toate sunt, fac parte din programul sacroterapeutic și toate duc acolo, spre taine. Există, în America în special, au început să se dezlege puțin mecanismele patogenice ale cancerului, care în mod frumos și curios, se corelează cu unele versete din Sfânta Scriptură. Este
un doctor indian, care e mare cercetător în America, a scris o carte numită Împăratul tuturor bolilor. O biografie a cancerului. A tradus și în românește. El adună toate cercetările, începând de la 1800 și ceva, în domeniul cancerului, până în zilele noastre. Pe de o parte, demonstrează câte miliarde, zeci, sute de miliarde de dolari s-au cheltuit ca să se descopere mecanismul acestei boli și tratamentul și nu s-a reușit până în zilele noastre. Pe de altă parte, însă, arată ultimele cercetări și care spun așa, iau exemplu chiar cancerul de plămân. Un bolnav fumează 10 ani, un om sănătos. Nu se întâmplă nimic. După 10 ani apare o primă mutație genetică la locusul genei răspunzătoare de celulele pulmonare. El nu simte nimic. Boala nu se declanșează, nu simte nimic, nu doare nimic. Merge mai departe. După încă aproximativ 10 ani apare a doua mutație, tot pe linia asta. Iar nu simte nimic. Muncește, totul ok, fumează. Dacă un doctor îi spune, nu mai fumați, doamne, îl ironizează. Și cam după încă 10 ani în medie, deci ceea ce corespunde cu realitatea, că 90% din bolnavii cu cancer pulmonar sunt între 50 și 55 de ani. Așa arată statistica. Deci e clar, el fumează de la 20 de ani, îi trebuie exact 30 de ani ca să se schimbe ceva. Apare a treia mutație. Aceste mutații se fac în celulele stem, în sânge, în majoritatea în sânge. Există un procent mic de celule în plămân și există cam 80% din celulele acestea care se transformă sunt în sânge, dar tot de morfologie pulmonară. Și se duc tot timpul să reconstruiască în locul celor moarte. Așa. Deci, aceste cercetări sugerează că majoritatea fenomenelor care preced boala, când apare a treia mutație, cancerul se declanșează. Și de momentul ăla, asta este. Deci, aceste cercetări sugerează că fenomenele dinainte de boala manifestă sunt în sânge. Cu mult timp înainte. Dacă luați cele trei evanghelii și citiți pasajul cu femeia cu scurgere de sânge, o să vedeți că mi se pare că numai în trei din patru e relatată această vindecare, dar într-una din cele trei apar mici diferențe între versete, foarte mici, neperceptibile. Dacă citiți cu atenție, o să vedeți că într-una din evanghelii spune așa, femeia s-a atins de haina Mântuitorului, s-a oprit scurgerea sângelui ei și a simțit că s-a vindecat în trup. Deci prima dată s-a vindecat sângele și imediat, în secvența următoare, trupul. Deci, și acest lucru noi îl observăm, dacă cu atenție, în foarte multe cazuri, în special în cazurile de cancer. Asta e valabil și la intoxicația, numai cu țigara, cu nicotina. E valabil și la intoxicația sângelui cu benzoat de sodiu și la intoxicația sângelui cu săruri nitrice și la intoxicația sângelui cu zaharoză și așa mai departe, cu organisme modificate genetic. Prima dată ele pătrund în sânge. Așa. Oamenii care mănâncă astfel de... Și așa mai departe. Procesul acesta este reversibil? Și aceea procesul este invers. Deci, oprești... în multe cazuri, nu în toate, că depinde de violența cu care s-a declanșat înmulțirea anarhică. Dar de aceea reușesc unele regimuri dure în cancer. Pentru că ele, prima dată, purifică sângele. Gen Preuss. Da, multe formule, oricare, nu e unul mai bun ca altul, da. Că este Gerson, că e Preuss, că e... Da. Ce puteți să ne spuneți despre dermatita atopică la copilași, cauze, tratament, prevenție? Se tratează, nu e așa o problemă. Asta se tratează destul de bine cu partea homeopatică. Cu fito, cu plante. Și cu plante, da. Și cu...
Cum putem evita utilizarea cardului de sănătate? Prima întrebare. Ajungem și la zona aceasta. Da. Ați abordat-o acum două săptămâni, am văzut de registrare. O să vă transmitem, dacă vreți să vă înscrieți cu adresele de e-mail, le puteți lăsa, Ana, ridică-tu mâna acolo. Sau le lăsați aici la masă și noi mai avem așa un newsletter care îl trimitem o dată sau de două pe săptămână, la o săptămână sau la două săptămâni. Și mai facem legătura între alte comunități. Și acolo. Ce să vă spun? Ar merita să facem un comentariu un pic mai dinainte. În urmă cu vreo 4-5 ani, cred, nu știu, s-a pus prima dată problema pașapoartelor cu chip. Poporul român, ca de obicei foarte original, așa, a sărbătut și atunci un moment unic, cumva, în peisajul Europei și chiar mondial. Acel chip era construit pe baza tehnicii RFID, o tehnică ultra performantă, cea mai performantă din lume, din evoluția științei informatice la ora actuală. Atât de performantă încât putea fi schimbată identitatea de la distanță. Profesorul Astărăstoaie, șeful Colegiului Medicilor, are un prieten care român, care și-a făcut un pașaport românesc cu chip. S-a dus în America și ofițerul de la graniță de acolo și-a chemat colegul și a zis, vino să vezi un pașaport RFID, despre care noi am învățat la acolo, la școală lor, la CIA sau nu știu unde, dar nu au văzut încă unul pe viu. Numai România și-a instalat mașinării pentru pașapoarte cu chip RFID. În sensul că guvernul României a zis da, să punem, sigur că da. Parlamentul României a zis sigur, da, sunt foarte bune, să le punem. Sinodul a zis da, sunt foarte bune, să le punem. Europarlamentarii români au zis da, sunt foarte bune, să le punem. Toate celelalte biserici au spus nu. Toate celelalte guverne au spus nu. Toate celelalte parlamente au spus nu. Și toți ceilalți europarlamentari au spus nu. E adevărat că era și o mare demagogie la mijloc, pentru că guvernanții români aveau dreptul să-și țină pașapoartele vechi. Numai cetățenii trebuiau să-și pună RFID. Sau urmau să spună. Poporul român a zis și el, da. Sau, în orice caz, n-a zis nimic. Au zis, nu-i fac în biserică, nu știu ce. Aveam eu un prieten care era profesor la facultatea de teologie, l-au dat afară, cu ordin de sus, că a zis, nu, nu e bine. În fine, au trecut 4-5 ani, s-a încercat la inițiativa Părintelui Iustin cineva să adune scălituri contra acestei tehnici RFID, a adunat vreo 500.000 de iscălituri și am auzit că le-a folosit un om politic, le-a deturnat și a scris sus pentru înființarea unui partid. Acum 6 luni, Curtea Europeană de Justiție a luat în discuție acest dosar și a dat o hotărâre judecătorească prin care tehnica RFID este interzisă în Europa. Tocmai datorită faptului că poate atenta la identitatea persoanei. În fine, cum se spune, ne-au scăpat ăștia în Curtea de Justiție, până la urmă. Un chip cât o jumătate de unghie pus pe un pașaport RFID generează 66 de pagini de text despre persoana respectivă. Român, alte popoare nu l-au. Un chip pe un pașaport german, un chip obișnuit, generează 6 pagini. Așa ca să vedeți diferența între performanța chipului. Actualul card de sănătate nu are tehnica RFID. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu e periculos. În plus, are un cod ca un număr la bancomat pe care numai dacă tu vrei să-l dezvălui
poate fi accesat de medicul de familie sau de alt medic. Sigur că dacă îl află medicul de familie, poate să-l afle și altcineva. Din punctul ăsta de vedere, deocamdată, nu cred că e vreun pericol pentru vreun creștin, că libertatea interioară a creștinului nu poate fi atacată. Poate cel mult libertatea exterioară, că dacă n-ai ăsta, nu-ți dă tratament când faci un infarct. Și domnule, spune, nu pot să-ți dau, nu pot să descarc contabil la Casa de Sănătate. Problema asta este în altă parte. Și asta ar trebui să înțeleagă creștinii. Acest card are o anexă. Că totdeauna trebuie să fim atenți la anexe. Este mic, așa. Această anexă te întreabă dacă în cazul unui accident care te duce în situația de moarte cerebrală, ești de acord să ți se ia organele sau nu. A fost poasta această anexă. Poftiți? A fost poasta această anexă. Indiferent că a fost lăsată sau scoasă, a ieșit șeful Comisiei de Transplant din România pe post, sau, nu pe post, în ziarul Lumina, mai tare. Și a spus așa, indiferent ce declarație dați că vreți sau că nu vreți să vi se ia organele, în cazul unui accident care vă duce în moarte cerebrală, noi tot vom întreba familia, pentru că s-ar putea ca voi să vă răzgândiți din momentul când scăliți anexa și până la moartea voastră. Poziți? Sau pe duhovnic. Așa se întâmplă. Deci nu se mai poate decât să accept familie. Chiar dacă ai fost de acord în timpul vieții să doneze aceste organe, până la urmă ei nu le vor preleva decât cu acordul familiei, scris al familiei. Chiar dacă este declarație notarială. Da, pentru că familia o comis foarte ușor. Deci, practica dovedește că familia e comisă foarte repede. Anul trecut, în 2013, până în luna mai, în România s-au făcut 60 de prelevări de organe. Șeful Comisiei de Transplant s-a plâns că este o recoltă mică pentru România și că alte țări stau mai bine. Eu am cercetat însă site-urile japoneze și acolo au avut vreo 7-8 prelevări în 5 ani. Sigur, el s-o fi raportat la țările europene de altă mentalitate. Acum, de ce suntem noi atenți la acest aspect? După ce s-a prăbușit avionul acolo prin munți, care mergea să recolteze organe, bineînțeles, așa, împreună cu doi colegi de la Facultatea de Teologie, doi profesori, eu sunt pensionar acum și, mă rog, am o relație mai bună cu ierarhia, ca să zic așa, ei sunt încă în activitate, dar noi am colectat, vreo 6 luni am muncit la studiul ăsta, cred că vreo 15 argumente medicale, teologice, duhovnicești, canonice, psihologice și juridice împotriva conceptului de moarte cerebrală. Și am alcătuit un studiu și l-am trimis tuturor ierarhilor, Sfântului Sinod, în care le-am spus acest punct de vedere, politicos, fără... Pentru că sinodul nostru, acum 9 sau 10 ani, a dat un comunicat în care a spus textual că sinodul este de acord cu conceptul de moarte cerebrală. Și noi am vrut să reprezentăm și o altă față a lucrurilor. Ca să... Sigur că un erarh m-a sunat și m-a întrebat, dar totuși se salvează niște oameni prin asta. Cum vezi problema? Și în lume se fac sute, mii de transplanturi. Venim noi acum și spunem nu transplantului, părem ciudați. Nu știu.
Eu le-am sugerat o soluție. Deocamdată n-au dezbătut problema aceasta și probabil că nici nu o vor dezbate niciodată, pentru că m-am uitat și eu pe site-ul și am văzut că unul din șefii Comisiei de Transplant a primit Crucea Patriarhală acum câțiva ani. Deci, rămâne așa, vorba lui Puric, las-o așa, bine că e vie, are el o expresie. Și, însă există o soluție. Sinodul poate să nu se pronunțe. Ortodoxia are oricum o instituție a duhovnicului foarte puternică și poate să lase la îndemâna duhovnicului această problemă. Să sfătuiască un bolnav sau un bolnav care urmează să fie transplantat sau o familie care urmează să-și dea acordul pentru membrul familiei căzut în moarte cerebrală. Problema esențială unde este? Nu este atât la donarea unui organ din organe duble, cum e rinichiul, de exemplu. Nu aici e problema. Că aici există chiar un spirit jertfelnic al donatorului, el singur vrea să dea un rinichi, să salveze sora, fratele, etc. Este extraordinar. Problema este doar la conceptul de moarte cerebrală. Pentru că, din punct de vedere biologic și din punct de vedere antropologic creștin, sufletul este în el. Dacă un om e la limită cu mântuirea lui, în momentul în care el de 2 săptămâni sau de 3 zile este în comă profundă, depășită, el nu mai poate să-și exprime pocăința lui în fața unui duhovnic care să-l judece, el nu mai poate să facă fapte bune, el nu mai poate să se pocăiască cel puțin verbal în jurul lui, să-și exprime această trăire, dar îi rămâne nealterată comunicarea cu Dumnezeu. Chiar în acest stadiu. Și pe perioada aceea, de un sfert de oră, de o oră, de o zi, de o lună, au fost cazuri că au stat 16 ani în comun. Așa? El poate să-și câștige mântuirea. Acel suflet poate să-și câștige mântuirea prin experierea unei pocăințe imense înainte de moarte. Exact în momentul ăla vine avionul peste Sibiu, peste Munții Apostolilor, pe nu știu ce, intră în sală chirurgii cu bisturiu, îi decupează organele. Ce s-a constatat, de exemplu? Că omul stă inert în moarte cerebrală, nu se întâmplă nimic aparent și în momentul când bagă bisturiu, încep să-i apară lacrimi la colțul ochilor. Sau certificatul de deces e făcut după ce pleacă echipa devastatoare. Juridic, el figurează viu înainte și mort după aceea. Sau au fost cazuri de femei gravide, lovite în accident, au îndeplinit toate cele 6 condiții de moarte cerebrală, supravegheate cu perfuzie timp de 9 luni sau 6 luni, cât era sarcina, și asistate respirator, au născut copii vii prin cezariană. Ori nu poate o femeie moartă să nască un copil viu. După aceea este o boală numită rombencefalita acută. E o infecție fulminantă de trunc cerebral, o boală foarte rară, e adevărat, dar care 14 zile imită perfect moartea cerebrală. În a 15-a zi însă se trezește și pleacă la servici. Oricând în astea 14 zile se luau organele, se luau legal, ca să spun așa. Au fost cazuri în ultimii 20-30 de ani, care au stat 16 ani în comă, îngrijite, igienă, așa, dietetic, cu perfuzii, cu aparat de respirat, cu așa, kinetoterapie pasivă, așa, după 16 ani s-au ridicat și s-au dus acasă. Oricând în intervalul ăsta puteau să se iau organele tot legal. De aceea, noi am și făcut acest studiu fără răspuns, pentru că vrem să demonstrăm că fiecare suflet este prețios. Nu
așa statistic. Am luat s-a ficat, s-a țarinică, așa, suntem țara cu transplanturi mai mici, hai să ajungem și pe aia din urmă, să mai luăm încă vreo 30 de ficați. Nu, nu se poate așa. Statistic. Ați făcut-o la prezentare și ați dat explicația aceea cu inima, ce se întâmplă cu inima și sufletul. Sigur. Da, așa e o dilemă, e cea mai mare dilemă antropologică, poate, din istoria bisericii noastre, cu care Sfinții Părinți n-am găsit în textele lor ceva, pentru că nu s-a pus problema atunci, nu? Dacă pe masa asta ai un om accidentat cu o inimă perfect sănătoasă, donator, și pe masa asta ai un om cu inima bolnavă, primitor, decupezi inima sănătoasă din primul om, ce se întâmplă cu sufletul lui? Însoțește inima în celălalt sau pleacă la Domnul? Vin cu acea inima bolnavă. Noi știm că inima este centrul vieții creștinului. Toți Sfinții Părinți spun, Biblia spune așa, Sfinții Părinți spun așa, toată experiența bisericii, literatura patristică, tot. Când scoți inima primitorului, ce se întâmplă cu sufletul lui? Rămâne în trup? Că trupul urmează să trăiască. Se duce la crematoriu unde aruncă inima bolnavă sau se duce la Domnul care l-a dat? Sufletul celălalt nu poate să vină aici, că un trup cu două suflete nu există. În antropologia noastră creștină e clar lucrul acesta, da? Care suflet se duce la Domnul? Cel al inimii sănătoase sau cel al fostei inimi bolnave? Heroteus Vlahos, când a fost în România invitat de noi, l-am întrebat la o conferință, dar n-a fost numai el, au fost și alți teologi mari și medici așa de peste tot din lume. Nu s-a putut răspunde cert la această întrebare. Heroteus a spus că există în Muntele Athos un singur călugăr cu transplant de cord care a mărturisit că timp de 6 luni după transplant a pierdut rugăciunea inimii total. Nu a mai putut o rosti. Deci sunt lucruri neclare, dar în lucrurile neclare, părerea mea este că mai bine instituția bisericească să nu se pronunțe și să lase în grija duhovnicului. Este... Pe vremuri împăratul nu se ducea la război până nu cerea voie duhovnicului. Asta e un subiect mai amplu, așa. Revenim la seria de întrebări. Care sunt alimentele modificate de genetic în România ca să le putem evita? Cum ne identificăm și cum le etichetele sunt întotdeauna valabile? Sau... În România e neclar așa totul. Și vă spun de ce. Deci, acum 2 ani au încercat cele 2 firme mari din America care cultivă organismul modificat de genetic să convingă Uniunea Europeană să dezlege și aici cultura, în Europa. Deocamdată a salvat un pic problema profesorul Seralini din Franța, care a crescut niște șoareci cu porumb modificat genetic un an de zile și după un an cancerele de pe spinarea lor erau cât șoarecii de mari sau mai mari. Și a dovedit că dau cancer. Și în fine, s-a blocat deocamdată, dar firmele respective luptă în continuare. Atunci Uniunea Europeană a dat așa o directivă că nu se cultivă în Europa așa în masă, dar că fiecare guvern poate să facă ce vrea în țara lui, ca așa. Și noi suntem originali. Numai guvernul României a dat atunci o hotărâre în care a spus că se pot cultiva organisme modificate genetic ca loturi de cercetare în România. Și nu știm, n-a informat nimeni cât sunt de mari aceste loturi. Am văzut că ar fi 500.000 de hectare. Nu știu. Cât sunt de mari aceste loturi. Se pun în vânzare, nu se pun. E doar o cercetare fundamentală. Este o cercetare aplicativă. Nu avem informat. Cei de la Inedit scriu. Scriu, da. Teama este la porumb și la soia. Aici, în Canada, de exemplu, 80% din porumbul pe care mănâncă oamenii este modificat genetic. Și sunt foarte bucuroși pentru asta. Știind că alimentele în marea majoritate sunt compromise, ar trebui să se mănânce mai bine pentru a putea beneficia organismul de toate elementele nutritive necesare, proteine, vitamine, minerale, etc.
Nu putem merge pe principiul acesta că o deficiență calitativă o compensăm printr-o cantitate mai mare. Nu cred că se reușește. În situația acestea când guvernanții, de exemplu, nu ajută populația, nu vin în întâmpinarea populației, știți? Trebuie oamenii să se organizeze cumva, trebuie oamenii să, în unele țări, de exemplu, oamenii din orașe ies la marginea orașului 10-15 km și se adresează unor fermieri pe încredere, nu pe etichetă de bio sau pe ceva, pe siglă pe asta, pe încredere că acel fermier îi dă cărniță de vițel care a fost rănit cu iarbă, îi dă o pasăre care a fost rănită cu porumb sau lapte, smântână, ouă, așa. E, aici încă nu se poate, din păcate. Sunt și la noi inițiative, dar... Sunt inițiative timide. Timide așa. Dar se întâmplă deseori, eu am avut pacientă la cabinet care am bănuit-o că a făcut o urticare de la un aliment așa hipertratat și am spus, nu cumva. Și a zis, nu, domnul doctor, că eu am două loturi, zice, unul de vânzare, în care pun chimicale ca să crească nu știu ce, și unul pentru noi, unde nu pun nimic. Deci, iată. Da. Fumatul pasiv este la fel de rău ca fumatul activ? Nu, e mai puțin rău. Dar asta nu e o bucurie. În ce măsură putem credita noua medicină germană, dat fiind substratul neortodox necreștin care o însoțește? Vezi cazul prin Averș. Nu cunosc pe această doctoriță. Dar nu cred că, cred că întrebarea nu e pusă corect, cumva, nu știu cum să spun. Noua medicină germană nu are nimic de a face cu religia. Noi, e adevărat că Hammer a făcut și facultatea de teologie luterană, undeva la Freiburg sau la München. Dar el nu abordează religios niciun bolnav. Alții poate introduc în teoria lui elemente religioase, asta e adevărat. Sau poate această doamnă, Vereș, nu fi ortodoxă și începe să-și implanteze în teoria lui Hammer convingerea ei proprii. Nu cunosc, nu știu. Dar nu se poate afirma, dintr-o întrebare, așa, paradoxal, întrebarea conține și afirmații, nu numai întrebări, așa, că noua medicină germană nu e ortodoxă sau e ortodoxă sau e luterană. Nu există așa ceva. Deci, în toate cărțile lui Hammer, el nu abordează religios problema. E adevărat că, invers, noi dacă cercetăm bine teoria lui Hammer, putem găsi în ea elemente ortodoxe creștine. Păi are Solomon un verset în înțelepciunea lui Solomon. O suferință nu pleacă de la tine până nu îi descoperi cauza pentru care a apărut. Păi ce rău în asta? Păi foarte bine. Asta a spus-o pentru noi, a spus-o Solomon acum câteva mii de ani. Faptul că o spune și Hammer, ce să-i facă Hammer? Să spun că e neortodox? Nu pot. E ortodox. Nu poți spune că e ortodox, că e literat. Dar nici se neortodox, așa numai pentru ca să nu fie ortodox. Sau că o doamnă Vereș zice ceva. După aceea, teoria iertării pe care Hammer o propune. Nu e ea oare ortodoxă? Deci, el a avut elemente ortodoxe. De ce? Pentru că sunt general valabile din punctul nostru de vedere. Faptul că un păgân ajunge la concluzia că oamenii trebuie să se ierte, acum fac invers și spun că nu e ortodox, e ortodox sau în curte. Nu pot. Și asta e ultima întrebare. Mai sunt, ori mai fi și altele, dar sper să mai reveniți la noi. Acum o lună am fost diagnosticat cu cancer la rinichi. În 10 zile am fost operat. Operația a fost reușită și vindecarea foarte rapidă. Din păcate, medicul care m-a operat nu mi-a dat prea multe sfaturi pentru ceea ce ar trebui să fac mai departe. Din experiența dumneavoastră, care sunt pașii corecți pe care ar trebui să-i urmez? Mulțumesc. Menționez că nu fumez, încerc să mănânc cât mai sănătos atât cât cunosc. Stresul însă este mare. Există consilieri în această problemă, stadiul 1, urma în 3.
Odată că e bine să vă înscrieți pe această dietă lipsită de proteine de origine animală. Lipsite de zahăr și lipsite de aditivi cu potențial cancerigen. Această dietă poate fi mai blândă, mai severă sau foarte severă în funcție de puterea dumneavoastră. Sunt diferite variante. Poartă nume de autori, nu contează. Toate se referă la o abstinență de la anumite principii nutritive. Să zicem așa, toate propun o asceză din punctul ăsta de vedere. Unii nu mănâncă 40 de zile sau 20 de zile, beau mai apă, ceai, nu știu ce. Asta e o metodă extrem de dură, așa, eu n-aș recomanda-o. Am avut un singur bolnav care a reușit 56 de zile și venea prin a 40-a zi la volan cu mașina, nu suferea deloc. Deci și-a dus serviciu tot timpul. A ajuns. Așa. Alții, am avut o bolnavă din Constanța, luni, miercuri și vineri, nu mânca nimic. Marți, joi, sâmbătă și duminică, mânca din cele permise, adică fără carne, fără ouă, fără proteine de origine animală. Alții mănâncă luni, miercuri și vineri numai sucuri, de dimineața până seara. Marți, joi, sâmbătă și duminică mănâncă numai cereale, fructe și puțin pește din când în când. Toate sunt valabile și toate sunt bune. Asta e o măsură. A doua măsură, vedeți că există și câteva plante care au nu au efect citostatic, ci au efect de stimulare a imunității antitumorale. Cum ar fi biobranul făcut de japonezi, care vine și în România, cum ar fi ceaga făcută din Inonotus oblicus, o ciupercă de mesteacăn, cu care s-a vindecat Solzhenitsyn când era în lagărul din Siberia, după care a scris cartea aceea celebră, Pavilionul Canceroșilor, pentru care a primit premiul Nobel, așa, și a trăit 81 de ani, deci e clar că s-a vindecat de cancer. Mai există veninul de scorpion albastru din Cuba, care se face și în Europa undeva. Câteva plante care merită să fie luate. Și în planul psihologic, o să deschidem noi peste vreo săptămână, două, cred, sau poate după anul nou, o terapie de grup la Sfânta Irina, cu psihologi antrenați, oameni numai din biserică, nu. Psihologii pot fi un pic periculoși, așa, în zilele noastre, mă iertați dacă sunt psihologi în sală, așa. Și puteți participa în această psihoterapie de grup sau vă pot îndruma la un psiholog la cabinetul lui, care practică tot așa o psihologie suportivă pentru o astfel de boală și bolnavă. Vă mulțumim! Aspectul acela este...